Oh, ce gafă! Ioani se întinde după minge și este gol! O gafă enormă! Își pune mâinile în cap Ioani. Da, cu mănușile. Nu vine să creadă. Sigur și re. Dă tangențial cu mingea. O bărbierește așa cu exteriorul. Nici dacă ar vrea să dea o asemenea pasă cu un asemenea procedeu, cred că din 100 de încercări, nu știu dacă îi mai iese odată. Mingea ajunge la Valente, care fusese practic invizibil în această partidă meciului. Acum face semne că vrea schimbare. Sigur că e frustrant. Portar însă tânăr, care nu cred că trebuie neapărat judecat. Imagini pe care Ioani le-ar vrea uitate, șterse. Internetul însă nu iartă pe nimeni.